Vrem să cântăm o cântare. Facem și o rugăciune și fratele păstor o să-i dea și cina Domnului, da? Sunteți gata? Alex? Da. Noi avem o cântare care o cântăm anul ăsta la fiecare serviciu. E așa de tot. Iisuse după tine. Dragilor, aș vrea să ne întindem mâinile, să ne atingem unii pe alții, pe umăr de mâini și să ne rugăm pentru fratele nostru. Eu să mă rog cu glas tare
Aș vrea ca voi toți să vă rugați și să fie așa ca un lanț, ca o conexie care să vină să ajungă pe fratele nostru, da? Eu să-mi pun mâna peste el și din mâinile voastre, da, o să vină fiecare vă rugați în gândul vostru. Fratele Fane are nevoie de atingerea Domnului. Amin. Domnul poate, el poate lucra mai bine ca oricine. El Amin. E medicul medicilor, e atotputernic, e nelimitat în puterea lui. Și dacă cineva poate să îl ajute acum pe fratele nostru, acela e Domnul. Amin. Și aici ca soli ai păcii, Amin. Ca slujitori ai Domnului, ca prieteni ai fratelui nostru, ca frați ai lui. Și am vrea să lăsăm o binecuvântare peste el și casa lui. Da? Amin. Deci toți vă rugați în gând, în duh, iar eu mă voi ruga cu glas tare. Domnul să se îndure și Domnul Amin. Să ascute. Amin. Amin. Tată Ceresc, Amin. Am venit în sfârșit aici în casa fratelui și prietenului meu, Fane, da. Pe care tu, în planul tău, în providența ta, l-ai dus până aici. Da, da. Ai așezat aici și cred că l-ai făcut o binecuvântare pentru locul ăsta. Amin. Da, da. Doamne, nu vrem să spunem cuvinte pompoase pentru că Tu ne vezi inimile Amin. Și Tu vezi și lacrimile care curg aici în casa asta. Da. Și aș vrea ca Tu să fii îndurător și milostiv. Amin. Din bunătatea Ta mare și din inima Ta de Tată, plină de îndurare și de dragoste, Te rog să lași un strop, un balsam de vindecare pentru fratele nostru. Amin. Mă rog pentru neputințele lui trupești, Amin. Tu le știi Amin. Câte sunt și care sunt, da, să spui Tu mâna peste fiecare Amin. Și să dai vindecare în numele Domnului Amin. Iisus, Amin. Prin puterea Domnului Iisus, prin puterea Amin. Sângelui. Amin. Mă rog pentru eliberarea fratelui de orice neputință, Amin. De orice apăsare Amin. Trupească, Amin. De orice povară trupească, Amin. De orice boală, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca puterea Ta să vine peste fratele nostru, atinge-l, Doamne, prin puterea Ta de fratele nostru, să purtă peste el har divin, Amin. Har mântuitor, sângele Tău, lasă-l peste el. Amin. Și, Doamne, fă o minune prin puterea Ta, dă-i viață, dă-i sănătate, fă-l în continuare vrednic de numele Tău și destoinic pentru lucrarea bună la care L-ai chemat aici. Binecuvântă-L în mijlocul casei Lui, Amin. Mamei soacre, întărește-L Tu și pentru acestea să fie stânt. Și mă rog să-L binecuvântez în trupul, în sufletul și în Duhul Lui, sănătate de plină. Lasă puterea Ta peste el și ascultă rugăciunile noastre. Ne-am unit în acest lanț de rugăciune. Ascultă-i pe toți care se roagă și care cer binecuvântări pentru el. Înconjoară-l cu bunătate și cu mincioșie. Îndepărtează-l pe diavol și uneltirile lui. Lasă îngerii Tăi păzitori să tăbărască în jurul lui. Pune-ți mâna străpunsă, Doamne Iisuse Hristoase, și lasă peste el harul Tău, har mântuitor, har vindecător prin puterea Ta. Ești mare și sfânt și ne bazăm pe Tine. De aceea fă-i binele de care are nevoie. Privește spre noi cu îndurare, ascultă-ne, Doamne. Stăm în locul acesta ca o biserică Ta. Suntem vii pentru Tine și morții Te laudă și cei vii. De aceea împreună cu fratele nostru vrem să Te lăudăm aici. Și odată în cerul Tău ne este dor de Tine, Doamne. Vino la noi. Vino cu lucrarea Ta, cu harul Tău, cu prezența, cu puterea Ta, cu mila Ta cea mare, Doamne. Vino la fratele nostru. Și, Doamne, milostivește-Te de el. Binecuvântează pe sora Jenica. Întărește-o și pe ea și pe mama ei, Doamne. Fii prezent aici Amin. Lângă ei. Nu-i lăsa nicio clipă din mâna Ta, Te Doamne. Rugăm, în urma noastră lasă prezența, pacea și binecuvântarea. Căci Te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Și toată adunarea spune Amin. 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 Deci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Deci a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, le-a dat-o ucenicilor și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta pentru ca ucenicii să-și aducă mereu, mereu aminte de lucrarea măreață, de jertfa de pe Golgota, pe care Fiul lui Dumnezeu a depus-o pentru fiecare dintre noi. Și în această zi lăudăm pe Dumnezeu Amin. Că
avem harul acesta și binecuvântarea de a ne aduce din nou aminte de suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Suferințe care nu au fost pentru El, ci suferințele au fost pentru noi, datorită păcatelor noastre. Păcatele noastre L-au trimis pe Domnul Iisus Hristos la cruce. Acolo unde El, cel neprihănit, a luat neputințele și a luat păcatele noastre, nelegiurile noastre. Și acolo pe Golgota a murit pentru păcatele noastre. A murit moartea noastră. Acolo unde trebuia să fim noi, Fiul lui Dumnezeu a luat decizia aceasta: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Amin. Și Domnul Iisus Hristos a avut pe pământul acesta dorința de a face voia lui Dumnezeu. Amin. Mâncarea mea, spunea Domnul Iisus, este să fac voia celui care m-a trimis. Și putem să spunem acum, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru Amin. Lucrul acesta. Amin. Domnul Iisus a avut în vedere nu mântuirea sa, nu binele său, ci a avut în vedere mântuirea noastră și binele nostru etern. Slăvit să fie Domnul Amin. Pentru lucrul Amin. Acesta. De aceea Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a stat împreună cu ucenicii la masă, într-un cadru restrâns, într-un cadru intim, în care Fiul lui Dumnezeu le-a împărtășit aceste învățături. A luat o pâine, le-a dat-o ucenicilor, dar înainte de aceasta a făcut o rugăciune. Și, frate Fane, dacă vrei să ne conduci într-o rugăciune de mulțumire pentru pâinea care simbolizează trupul frânt a Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în cerul, slavă să fie de. Numele Tău, Doamne. Înaintea gloriei Tale. Amin. Înaintea sfințeniei Tale, Doamne. Amin, Doamne, slavă ție. Cu mulțumire, cu laudă, pentru că ești bun și îndurat. Amin, Doamne, slavă ție. Pentru că te-ai îndurat de sufletul meu. Amin. Și ai adus o zi în viața mea în care să pot să mă împac cu tine. Mulțumim, Doamne, slavă ție, Doamne. Îți mulțumesc că elenul de pe Golgota ai luat asupra ta toate păcatele mele. Amin, Doamne. Ai luat asupra ta slăbiciunile și neputințele și bolile mele. Amin. Și pe baza acestor fapte pe care Tu le-ai făcut, eu vin înaintea Ta cu mulțumire și Te rog să Te înduri de mine în neputințele mele și în slăbiciunile mele. Amin. Să-mi dai vindecare. Amin. Doamne. Te rog să ne ajuți ca atâtea zile cât mai am pe pământul acesta să Te pot mărturisi. Amin. Și în felul acesta, că Tu ai spus, Doamne Iisuse, că ori de câte ori vom mânca pâinea aceasta și vom bea paharul Domnului, vom mărturisi numele Tău. Amin. Ajută-mă, Doamne, și pe mine, ca împreună cu biserica Ta, da, Doamne, să pot să stau înaintea Ta. Amin. Și aici și odată în împărăția Ta. Binecuvântă pâinea, binecuvântă vinul, binecuvântă frații mei și copiii aceștia care au venit să da, mă cerceteze, răsplătește-le Tu, Dumnezeu, și în Duhul dragostei Tale, unește-ne și ajută-ne să-ți rămânem credincioși până la capăt. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus i-a dat pâinea ucenicilor și le-a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Amin. Amin. După cină, Domnul Iisus a luat paharul și a zis: paharul acesta este legământul cel nou în sângele meu,
să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Cina Domnului este compusă din aceste două elemente, din pâine și din pahar cu rodul viței, și aceste două elemente mărturisesc despre lucrarea măreață pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos, între cer și pământ, a fost frânt, trupul său a fost frânt, a fost bajocorit, a fost cuipat, a fost răpuns, și Sfânta Scriptură ne spune că Fiul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor noastre. Nu există în universul acesta altă substanță pentru curățirea păcatelor noastre decât sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să spunem binecuvântat să fie numele Amin. Lui în vecii vecilor. Amin. Și Biblia ne spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și noi ne aducem aminte de iertarea pe care am primit-o prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să facem o rugăciune de mulțumire pentru paharul care reprezintă sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă o soră, sora dorește să se roage pentru pahar, Domnul să o binecuvinteze. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem așa de mulțumitori pentru jertfa ta de la cruce care ai făcut-o pentru noi. Mulțumesc pentru sângele tău care a curs pe lemnul crucii. Amin. Mulțumesc că prin el avem iertare și eliberare Amin. Și vindecare. De aceea, Doamne, cerem încă o dată sângele tău să ne curățească și Amin, în aceste momente. Și prin el, Doamne, să trăim și să putem moșteni cu tine viața veșnică. Binecuvântează-l în continuare pe fratele Fane. Amin. Și acum când se împărtășește cu acest vin care este rodul viței, dar este semnul sângelui tău vărsat. Doresc să-l sfințesc, să-l curățesc, să-l eliberez de orice rău și păcat și neputință în trupul lui. Și să-l ajungi, Doamne, ca viața lui de aici înainte să fie trăită în continuare după voia ta și în sănătate. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Nu avem decât să te lăudăm și să-ți mulțumim pentru toate. Și fii glorificat în toate. Amin. Amin. Domnul Iisus a luat paharul, a dat ucenicilor și le-a zis: beți toți din el, acesta este sângele meu. Amin. Pentru tot. Slavă-ți, Doamne! Ca să la părtășie și la masă cu tine. Amin, Doamne! Și acolo, în casa ta și aici, în casa aceasta. Amin! Lăudăm numele Tău, că ne chem de atâtea ori să ne aducem aminte. Amin! Pe lucrarea Ta mare. Binecuvântă casa aici. Te rugăm, Doamne! Rămâi aici, Doamne! Amin! Harul și pacea Ta să rămână aici. Dar Amin! Puterea Ta să se vadă Te rugăm, în viața Doamne. Celor care stau aici. Încă o dată și pentru Fane. Doamne, dă-i sănătate, ți-l rog, familia, să te mărturisească în continuare. Amin. Când tu vei hotărâ să stai pe pământ. Amin. 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 Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și Hristos a înviat.
Hristos a înviat. Adevărat. Lăudat să fie Domnul. Amin. Amin. Vrei să le spui ceva la prunci? Poți? Pot să le spun că vă rog care puteți să stați. Nu, nu, nu. Nu mai eu stau. Da. Mai bătrân. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, că ați venit să mă vedeți. Am crezut că va veni numai Sandu cu familia. N-am știut că și Florin, Mia, îți veniți pe aici. Dar mă bucur tare mult că ați venit cu toții. Că vă aveam la inimă și m-a fost dor de voi. Nu știu dacă vă duceți aminte când am fost la Măneasa, acum, nu de mult, ultima dată. Și tare m-am bucurat când v-am auzit. Domnul să vă binecuvinteze, amin, să vă răsplătească și lucrarea pe care o faceți, să o faceți din toată inima, amin, pentru Domnul. Amin. Nimeni în lumea asta nu merită să fie cinstit, să fie glorificat, să fie cântat, să fie recitat, să fie onorat atât cât merită Domnul Iisus și Tatăl nostru Ceresc. Încă o dată vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, duceți saluturile voastre, salutul meu și a familiei mele, la familiile voastre, la toți. Părinții voștri mă cunosc și voi mă cunoașteți o parte de acum, dar sunt tare recunoscător că ați venit să mă vedeți. Domnul să vă răsplătească. Mulțumesc și fratelor păstori. Domnul știe când ne vom mai vedea. Domnul știe lucrul ăsta. Eu însă sunt optimist. Și noi. Sunt optimist, mă încred în Domnul. Aș putea să vă fac mărturisiri cum Domnul s-a îndurat de mine când am fost în spital. În urmă cu o lună, atât doar vreau să vă spun, în urmă cu o lună trebuiau să mi se pună un rinic artificial. Voi care sunteți tineri, nu știți ce înseamnă asta, să-mi facă dializă. Și a ajuns creatinina până la 4. Și a zis doctorul, dacă nu ți-o punem în seara asta, s-ar putea ca pe mâine să se blocheze rinichii și nu mai avem la cine pune. Și am zis, domnul doctor, cu toate astea, eu aleg să nu o pun în seara asta. Aștept că mâine o zis soția că vine la mine și mă înțeleg și cu ea și apoi vom vedea ce vom face. Și așa a fost. N-am pus-o și în noaptea aceea ei m-au luat în continuu, am fost sub supraveghere în continuu de 3-4 ori pe zi, îmi luau creatinina și dimineața când a venit medicul, șeful secției, a venit la mine direct în salon să-mi spună: mare Dumnezeu ai! Amin! Nu mai e nevoie să se pună, că o să pot să scaldă. În noaptea asta o să pot să dea înapoi. Și am ajuns până la normal, în câteva zile. Slăviți să fie Domnul! Amin! 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 De veci, amin! Lăudați să fie Domnul! Amin! Aș vrea să ieșiți acolo în curte și să cântați cântarea asta cu Alex, voi tinerii, da? Aș vrea să-i arătați fratelui Fane, dacă cei care vreți să aveți pe inimă și îl aveți la inimă, dacă vă veți ruga în continuare pentru el, cei care vă veți ruga să ridicați o mână să vă vadă și de acolo, de pe hol, numai care vreți, da? Domnul să vă răsplătească! Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Deci, pe lângă prezența și slujirea noastră, îți lăsăm și promisiunea asta, că vom rămâne în Duhul conectați. Și noi am experimentat multe minuni. Și l-am văzut pe Domnul lucrând. Și credem că va lucra. Amin. Credem în el.